Ce s-a auzit? No. Aia a fost mașina mea. Hei, sunt Andrei și astăzi facem un clip horror special alături de Teo și Dima. Am revenit cu gang-ul în Craiova la pădurea Radovan pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi pe Instagram cât și comentarii pe YouTube că ați văzut mireasa, că ați văzut ceva mișcându-se în pădure, ceva alb, așa că până la urmă m-am uitat peste mesajele voastre și într-adevăr se vedea ceva pe filmare, așa că trebuia neapărat să ne întoarcem să vedem ce s-a văzut și ce ne urmărea pe aici prin pădure. Ceea ce știm e că era dansantă, de numere. Dar e foarte ciudat pentru că s-a făcut foarte liniște, nu știu dacă observați, foarte liniște. Și acum Montrei nici n-am ajuns bine, zice, bă, sau de ceva s-aud acolo. Chestii, da, e bune, gen, e o senzație foarte ciudată de când am ajuns aici, pentru că până acum ploua și fix cum am ajuns noi, s-a oprit și ploaia, nu mai trece absolut nicio mașină, până acum trecea ceva lume pe aici, acum nu bă, mai trece bune. Nimeni, știi? S-a oprit și creaturile astea, nu mai fac gălăgie. Și de asemenea știm că v-ați dorit foarte mult să revenim cu un nou clip horror, așa că dacă vreți să mai filmăm clipuri cu băieții pe viitor, din diferite locuri abandonate, bântuite și în care nu prea ar trebui să mergem, nu uitați să băgați un like la clipul ăsta ca să strângem 50.000 de like-uri, un comentariu cu părerea voastră și locul unde ați vrea să mergem să filmăm, un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri, să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă, să le dați și un follow și un subscribe pe YouTube băieților. Ok, și în caz că nu ați văzut prima parte de pe canalul meu în care am venit în pădurea Radovan, o să vă povestesc acum pe scurt legenda din această pădure. Cum ați căutat pe Google pădurea Radovan, o să vă apară exact asta. Localnicii din comuna Dolgeana Radovan își fac cruce în momentul în care sunt întrebați de fantoma din pădure. În urmă cu mai bine de 60 de ani, o tânără gonită din Moldova, de sărăcie, s-a spânzurat chiar în această pădure. De atunci, mireasa din Radovan apare imediat după lăsarea întunericului și le apare oamenilor în față. Oamenii din Radovan povestesc că tânăra Ileana a plecat din Moldova în căutarea unui trai mai bun. S-a angajat la un bărbat bogat din Radovan care a început imediat să-i facă ochi dulci, deci practic omul nu mai voia să o ia de muncă, voia să o ia de ciocaneală. Fata nu a cedat avansurilor, așa că a fost bagiocorită, bătută, iar apoi violată. Și în cele din urmă a rămas și însărcinată. Și aici unii localnici spun că nu a putut trece peste acest lucru și peste faptul că trebuia să aducă pe lume un copil nedorit. Așa că a mers în pădurea Radovan și s-a spânzurat de o creangă. Adică exact în această pădure. Șoferii care trec prin pădurea Radovan sunt sfătuiți să nu încetinească sau să se uite în altă parte decât înainte. Adică noi n-am încetinit, am oprit fix în pădure. E am okay, pus mâna la ochi și am mers. Da. Noi suntem fix în mijlocul pădurii, deci e ok. Însă înainte să ne aventurăm în pădure, voiam să vă reamintesc de platforma Boosteroid. Boosteroid este un serviciu de gaming în cloud unde puteți avea acces la peste 200 de jocuri direct din browser, jocuri de genul Call of Duty, Counter-Strike, Global Offensive, GTA 5 și multe altele. Puteți folosi platforma Boosteroid de pe laptop, calculator, smartphone, ba chiar vă puteți juca și cu un controller dacă aveți. Însă cel mai tare lucru la platforma Boosteroid este că nu trebuie să downloadezi nimic la tine calculator și nici nu trebuie să ai un computer performant ca să joci jocul preferat, pentru că totul se întâmplă pe serverele Boosteroid. În caz că sunteți interesați de platforma Boosteroid, o să găsiți linkul jos în descriere. Vă faceți cont, este undeva la 4,16 € pe lună, un preț foarte bun pentru ceea ce oferă, adică până la urmă ai acces la o bibliotecă de peste 200 de jocuri și nici măcar nu ai nevoie de un calculator performant ca să joci orice joc. Eu am folosit foarte mult platforma Boosteroid, mai ales acum în perioada asta de izolare când am stat foarte mult în casă și pe mine cel puțin m-a ajutat super super mult, așa că dacă sunteți interesați, o să vă las linkul jos în descriere. Haide că nu mai pot. M-au apucat emoțiile, gata. Eu leșin până să. Mamă, ce dor mi-a fost să filmez un clip horror, vă spun sincer. Și mie. Deci nu uitați să băgați cât mai multe like-uri la acest clip pentru că, știți, cu cât e susținerea mai mare, cu atât o să vedeți mai multe vloguri de genul. Bă, ce amintiri îmi trezește locul ăsta, bă, frate. Aici m-am apucat eu de vlog-ul, realizați? Hai, mă. Mie mi-a bă, de ce ești nesimțită și nu ne lași nici să intrăm? Stai, mă. Bă, eu mi-am luat cel mai prost dintre voi. Bă, haideți, haideți să intrăm, că stăm prost aici. Bă, mai m-au luat un fior așa, pe spinare, pe partea. Noi, eu zic că în seara asta dăm de ceva. Vrei să închidem lumina? Nu! Nu! Nu, nu, nu! Montrei, trăiască mama. Ia, că trece o mașină pe acolo, vedeți? Pornesc blitzul de la telefon și nu e de joc. Ia, ia. Voiam să văd dacă îi apare mireasa în față. De, haideți mai întâi pe aici. Ok. Haideți nu, pe aici. Nu, hai mă, mai întâi pe eu aici. Eu stau la mijloc, că mi-am luat-o prost în terasul, nu de ce. Nu. Eu stau la mijloc. Eu stau prim. Nu, nu, nu. Eu stau... Teo stă ultim. Păi de ce, mă? De bă, ce puțin, l-avem pe să prind și eu curaj. Nu fi bună, Giu. Bă, uite un șoricel acolo. Ce, mă? Uite un șoricel. Ia mai luminează, mai luminează. Bă, vină mă înapoi. Nu, nu, nu. Mamă, deci chiar mi era dor de sentimentul ăsta de nu pot să zic frică, așa gen de aventură. Bă, mie mi-e frică. Aventură. Mamă, aventura aventură, strigați ura, hai asta să mergem. Asta voiam să zic, aventura strigați ura. Da? Bă, ce am în seara asta? Bă, prost, prost, prost seara. De ce, mă? Nu știu, mi-am luat-o prost. Hai, Dima, condu.
Condune. Bă, bă, bă. Dar voi auziți că iar mai trece nicio mașină. Da, băi, am o întrebare mică. Yes. Nu mare, mică. Deci noi am venit de acolo, da? Da. Și să zicem că noi mergem așa și ne întoarcem deodată, da? Și ne apare guriță de mieluș, Sofia îi cheamă, da? Sofia, da. Nu, Sofia era din mașină. Pe unde fugim? Cool. Nu știu. Eu cred că arunc camera și... Eu n-arunc camera că mâncați aici gura ta, nu mai am niciun ban. Nu mai am ce să filmez dacă pierd asta aici nebun. Ok, hai să înaintăm, zic. E bine totuși că ne dăm seama dacă ne îndepărtăm, pentru că, uite, se mai aude o mașină. Bă, trăița, ți-e ține și tu lumina doar în față, că mi-e frică. Bă, dar nu vrei să o închid de tot, că o închid? Nu! Bro! Bă! Bă, Dima, bă, ia nu mai țipa, mă, că poate... Poate... Bă, dar ne mișcăm și noi. Da, mă, haideți. Dar mai uitați-vă și voi în stânga și în dreapta, zic. Dima, zic. Dacă apare mireasa, o agăți tu sau o agăți eu? Cred că bagați-o ea de copac. Mergem. Până găsim fântâna, nu mai știu exact în ce parte, dar o să dăm noi ideea în acest vlog. Știu că e pe undeva prin zonă și practic legenda din Pădurea Radovan spune că, nu știu, acolo corpul miresei ar trebui să fie în acea fântână. Ia ziceți, bă, vă era dor de un vlog horror sau? Era mișto, da. Dar acum că simt fiorul ăsta aici nu mai. Nu? Bă. Am pierdut curajul. S-a da, jur, eram antrenat, mergeam oriunde, ești nebun, intram oriunde. Da. Acum... Chiar sper că apreciați efortul, pentru că am făcut nici mai mult, nici mai puțin de 3 ore jumate până aici. Poate să vă spună Teo, pentru că el a fost șoferul astăzi și am bine, făcut. M-a ajutat și Montrei, nu, da. A mers bine, jumate, bro, jumate. Dacă era să o conducă Dima, cred că ajungeam de Revelion. E ok. Deci totuși am avut ceva de mers până aici, așa că sper că apreciați efortul și nu uitați că dacă vreți să mai facem vloguri pe viitor, să ne scrieți și 50.000 de like-uri, dar să băgați acolo un comentariu să ne spuneți unde ați vrea să filmăm, pentru că am filmat cam peste tot și suntem în pană de idei, să zic așa. Bă, ce liniște. Prea liniște s-a făcut, hai acasă. Wow. Hai acasă, mâncați și. Mamă, nu cred că e bine. Ia vedeți ce am găsit. Nu s-arăt brandul ca să nu zică lumea că... Ce face un prezervativ aici în mijlocul pădurii? Ce s-a auzit? No. Aia a fost mașina mea. Ce s-a auzit ca și cum ar fi explodat un cauciuc, jur. S-a auzit așa jbâng? No. Bă, ce s-a auzit? Am avut și mașină, mucați. Hai să vedem. Hai să mergem înapoi să verificăm, jur, chiar s-a auzit ceva. Ați auzit chestia? Nu știu dacă s-a auzit bine pe filmare, că eram cu microfonul. Da, dacă s-a auzit de la fântâna aia. Poate a căzut ceva. Ia ziceți. Nu, nu-mi place ce se întâmplă. Haideți. Nici mie cred că o luăm înapoi un pic așa. Haideți să mergem fără lumină până. Nu. Un pic așa. Nu știu, eu simt lumina. Bă, eu simt că mi se oprește inima, mâncați și pornește aia. De ce? Nu știu, bă, de ce m-a apucat. Hai, bă, că am zis toate rugăciunile, nu mai știu niciuna. Se au niște zgomote destul de ciudate pe aici, plus că Dima se sperie din orice. Sunt tripară, și mă sperie și pe mine. Rău. Ok, i-am băgat pe băieți la înaintare și eu stau ultimul, în caz de ceva să pot să fug. Aha, în caz de ceva să pot să-ți rup gâtul. Uite-te fix așa. Ce ați mai văzut, mă? Du-te, tu! N-am prins o filmare. Fuck! Dar te-ai speriat că s-a auzit? Ce bă, ce păcat că nu eram. Mamă, cu camera pe tine. Mamă, cred că mi-a crescut pulsul la 144. M-au luat toate căldurile, îmi dau ăsta jos că nu mai pot. Haideți că am început să căutăm și pe drum. Ne plimbăm puțin așa, poate cine știe. În partea aceea nimic. Eu spun totuși să mergem la fântână, pentru că acolo avem cele mai multe șanse să dăm de ceva. Dacă e să găsim ceva, acolo găsim, nu? Da. Bun, în cele din urmă am găsit fântâna, însă nu prea avem cum să ajungem mai aproape, pentru că sunt foarte mulți boscheți, a crescut destul de mult vegetația de anul trecut și da, cam mai ar fi fântâna, fix acolo. Acolo. Bă, poate tragem totuși în ochi. E destul de dificil pentru că sunt foarte multe cioburi pe aici, foarte multe gunoaie. Ia vedeți-l pe Dima unde s-a strecurat, mă, frate. Mai repțin sare în fântână. Face și o baie. Deci nu știu dacă vedeți pe cameră, dar e o insectă care mă atacă. Ia vedeți prin ce m-am băgat să ajung aici. Bă, ia uitați-mă, frate. Dă-te, mă, de aici. Nu mai pot să ies. Cum o, te salvezi imediat, stai așa. Bă, ajutați-mă să ies de aici. Bă, cum am intrat? Ce ai făcut? Bro. Să mor eu dacă nu s-a mișcat ceva după punga albă, vedeți punga albă? Okay, e acolo o pungă albă.
fără spirituri de astea, băi. Bă, pe bune dacă... Pe bune. Nu, că aveam camera pe Dima, deci jur că s-a mișcat ceva acolo la punga aia albă. Și cine a agățat punga aia acolo? Primul. Cred că eu. Și eu cred că eu. Uitați-vă pe asta. Mogli? Băi frate, nu știu cum am norocul ăsta, dar sunt plin de ciulin, mă frate. Și cred că din cauza lui Dima, pentru că ne-a băgat prin toate rahaturile de locuri, așa că... Ia mă, de ce? Uite, ăsta n-are niciunul, păi ia bă de aici. Bă, de ce ești mă bulagiu? Ce mă, acum ai văzut punga aia? Mamă, ce m-a inspirat, nu scrie cineva alba. Nu mai e punga aia de care ținise mai devreme. Fără asta. Cred că nu e bine să mergem acolo. Că ce? Am zis că nu e bine să mergem acolo. Bă, dar tu mâncai ciulinile ăla pe tine? Toate căldurile. Mamă, adevărat, am zis că... Bă, du-te, dracu, m-am speriat rău de tot. Mamă. Mi-a sărit, hai să mergi, că mi-a sărit inima din piept. Uite-l frate, deci Dima în care ciulinică la apel, uitați-vă la el. Stai mă așa să te scap eu de ei. Și-i dau lui tău. Bă, da, pe bune, termină-te cu astea, că uite se lipește de mine și eu n-am țintă, bă, ce dracu, eu l-arunc în jos. Teo, o să vă spun o poveste horror, chiar aici, în premieră, deci la este, mine pe canal. Deci este locul în care am spus și povestea aia de atunci, în primul vlog, gen, da. Și e o poveste pe care Montre m-a rugat să o spun, deci el mi-a arătat-o și asta, deci hai să vă zic. Într-o zi, un taximetrist a luat o mireasă la el în mașină acolo să o ducă nu știu unde. Și ăștia, dintr-o vorbă înaltă, și-au spus numele, au vorbit, s-au cunoscut sau astea. Și când ajung la destinația fetei, era o casă de-asta veche, părăsită, scrujolită, de-astea. Și asta îi spune că, bă, domne, n-am bani la mine, dar îți dau verigheta mea. Și ăsta ce zice? Bă, verigheta aia cred că costă mai mult decât ar costa cursa asta și o acceptă, știi? Și ăsta când se duce după aia la o bere cu un tovarăș de-a lui, îi spune numele ăsteia și că i-a dat o verighetă. Și ce credeți, mă? Mireasa aia era moartă de câțiva ani de zile și ea s-a sinucis în momentul în care, după ce proaspăt căsătoriți au ieșit din biserică, bărbatul ei a fost călcat de o mașină, frate. Deci jucați-o pe asta. Cu mirese cu d-astea și acum s-a apară în spate. Aici, bă! Iar te înjură toată lumea, 10.000 de comentarii, 99%. Viețile de asta vă plac astea horror. Deja adică... văd înjurăturile. Mamă, și eu deja le simt, ești de bun, e jale. Ideea e că în pădurea asta se aud foarte multe zgomote ciudate, nu înțeleg de ce și plus că m-am simțit foarte ciudat, plus că pe vlogul lui Teo stăteam numai așa, mă uitam 360, băi, eram super speriat. Ai fost cel mai bezmetic din toată. Da, viața. Nu, chiar am fost super panicat în seara asta pentru că e o energie negativă aici și se simte că e ceva necurat aici. Însă, sper că v-a plăcut clipul ăsta. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați un comentariu și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai filmăm clipuri horror cu băieții și dacă vedem multă susținere, o să mai vină unul săptămâna viitoare. Nu uitați să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă, să le dați și un follow băieților. Da. De asemenea, nu uitați că găsiți jos în descriere și linkul către platforma Boosteroid în caz că sunteți interesați și eu zic să mergem spre casă pentru că e ora 4:30 dimineața și o să ajungem acasă pe la 8, plus că ne-am mai oprins să și mâncăm, adică a fost o seară... Hai mă, cum fără oprire? Bă, v-ați luat-o prost! Aici se încheie și vlogul de azi, eu am fost Montreal, până data viitoare v-am pat! Pa!